Bună seara la penultima ediție, probabil, augustilor paralele sau ultima, încă nu știu sigur. Augustilor paralele din acest, să zicem, tronson vară, pentru că probabil de săptămâna viitoare ne luăm oarecum la revedere, urmând să ne vedem în câteva săptămâni. Bun, haideți să mergem foarte repede, pentru că avem invitat special și o prima oră nu prea facem noi politică, așa cum v-am obișnuit de obicei aici. Pe scurt, o săptămână destul de plină politică. Vom discuta ora a doua cu un invitat de la putere. Va fi complicat, știu, pentru el și pentru mine. Veți vedea cine este. Pentru prima oră vreau să vă spun doar că proiectul care prevede eliminarea pensiilor de lux a trecut în Parlament. Asta ne-a spus-o premierul Boc. A fost și un schimb astăzi foarte dur între Emil Boc și Victor Ponta, prezent la Bistrița, unde a fost ales în funcție de președinte al PSD, BN, Radu Moldovan, deputatul Radu Moldovan. Așadar, a început din nou războiul. Vom vedea marți, pentru că moțiunea rămâne pe marți. A fost doar o furtună într-un pahar de apă, scrisoarea președintelui Traian Băsescu. S-a dovedit un fiasco. Președintele Senatului Mircea Geoană convocând un birou permanent doar a Senatului abia pentru ziua de luni. Așa că urmează că marți să vedem cine pe cine. Bun. Ne grăbim, este o oră în care vom discuta despre sănătate, pentru că este cea mai importantă și cea mai bună dintre toate, așa cum se spune. Avem un invitat special. Este vorba de domnul doctor Ștefan Tiron. Bună seara, domnule doctor. Domnul doctor Ștefan Tiron este o somitate în foarte multe specialități și aici vreau doar să spun ortopedie și traumatologie. Traumatologie sportivă, ozonoterapie, posturologie, artroscopie și sigur doamna Doina Monda, o doamnă pentru cel puțin pentru mine, o doamnă deosebită, să română și Bună bine seara ne și revedem. mulțumesc pentru invitație. O doamnă deosebită, președintele Fundației Biosanta. Bine a spus, Da, da, bun. foarte bine, mulțumesc. Domnul doctor, ce să spun? Am văzut aici lucruri impresionante despre ceea ce faceți dumneavoastră și nu știu dacă are rost să le spunem de telespectatori ce se întâmplă. Așadar, ozonoterapia. Le spun doar atât și intrați dumneavoastră și povestim. Este o metodă novatoare de tratament nemedicamentos care folosește un amestec de oxigen-ozon. Prin metodele sale, ozonoterapia modernă permite reducerea consumului de medicamente alopate și consecutiv a reacțiilor secundare provocate de acestea. Terapia se bazează pe principalele proprietăți ale ozonului, antibacteriană, antifungică, antivirală, antiinflamatorie și așa mai departe. Domnule doctor, vă rog. Încă o dată mulțumesc, sunt foarte bucuros și mândru să mă aflu aici la Bistrița. Era un vis mai vechi al meu. Să știți că Bistrița este percepută în București, în țară, ca un nucleu al românității. Bravo, să vă mențineți așa. Noi vă iubim. M-am gândit, pentru că am avut mulți pacienți din Bistrița, printre care și doamna Monda aici de față, ce rost are să vină oameni din această regiune către București și să nu ne apucăm să facem. Și am început acum câteva luni să gândim la un proiect comun și să aducem în Bistrița, eu zic că o medicină de înalt nivel. Nu e vorba doar despre ozonoterapie, este vorba despre o gândire holistică despre ceea ce înseamnă sănătatea umană. Să știți că noi în facultate, Facultatea de Medicină din România este o facultate foarte bună, foarte conservatoare, din păcate. Și atunci, declarativ se spune, da, vom trata corpul ca pe un întreg, vom gândi holistic, dar nimeni nu o face. Oftalmologul spune, ochii sunt ochi, cardiologul și nimeni nu face cu adevărat o legătură între organe. Ori, practic, corpul nostru, să știți că este un imens computer. Mult mai mare decât putem noi să gândim acum. Sunt convins că suntem într-un paleolitic al medicinei, să știți, și o spun cu toată responsabilitatea. Deci chiar numai acolo suntem, domnul doctor. Absolut. Nu. O să vedeți. Paleolitic, da? Da, Așa. pentru că noi am gândit corpul uman după, cum să vă spun eu, după fizica newtoniană. Ori s-a demonstrat că suntem niște sisteme biologice dinamice, non-lineare. Deci fizica newtoniană pe care noi am aplicat-o până acum în ortopedie în special, dar în medicină în general, nu
funcționează. Sistemele acestea dinamice non-lineare sunt sistemele biologice. Ori Lorenz a spus foarte clar la un moment dat, este un sistem în care o foarte mică perturbare la un moment dat poate să creeze un dezastru în altă parte a sistemului. Spunea el, o bătaie de aripă de fluturi undeva la Amazon poate crea un uragan în Texas. Și să știți că la nivelul corpului uman este perfect adevărat. Se vorbește despre durerea de spate. Păi să știți că nu există în momentul ăsta fleo la nivelul sănătății mai mare decât aceste dureri. Dacă noi ne gândim că 8 din 10 adulți au suferit sau suferă de durere de spate, ne dăm seama că la nivel mondial costul este fabulos. Fabulos. Nu numai pentru spitalizări, nu numai pentru concedii medicale, dar și pentru faptul că există o scădere importantă a randamentului muncii al celui care se duce la muncă cu durere de spate. Deci costul este fabulos și atunci s-a pus problema foarte clar să se vadă de ce se tot repetă, de ce recidivează acești pacienți în dureri și unde este problema. Și fantastic a apărut o știință nouă care se numește posturologia, adică știința posturii, în care s-a văzut că degeaba ne adresăm noi unor zone ale coloanei care par să fie afectate, acolo este doar o zonă de afectare de stres. Să ne imaginăm că avem o clădire care este înclinată. Normal că la anumite etaje se vor produce stresuri care vor provoca acolo leziuni, crăpături. Dar nu aia este problema adevărată. Este cum ne folosim corpul, cum stă clădirea respectivă și dacă reușim să o punem în poziție bună și într-o funcționalitate bună, rezolvăm realmente problema. Și s-a văzut că există trei factori care sunt cei mai importanti și care intervin de departe în problemele de coloană vertebrală. Vreau să spun, domnul doctor, mă scuzați că vă întrerup. Văd aici, practic, ozonoterapia a început prin 1896, deci de foarte mult timp. Asta ar însemna că ar trebui totuși undeva să fim destul de în față, să înțelegem niște lucruri. Dumneavoastră veniți și ne spuneți pe bună dreptate, și aici vă dau total dreptate că suntem în paleolitic. De ce? Sau ce s-a întâmplat? Tot conservatorismul ăsta a dus la această diferențiere. Iată, 1896, foarte mult de atunci. Totuși... Stați puțin. Vă vorbeam de paleolitic, nu în România, ci a înțelegerii fenomenului care e corpul uman. Nu, știți ce se întâmplă? Pentru a evita diverse șarlatanii, oamenii de știință au fost foarte și sunt foarte, foarte, foarte stricți în a accepta niște lucruri. Dacă vedem istoria, vom vedea că penicilina a avut peste 10 ani până a început să fie așa. Că Mendeleev a fost blocat când a spus, nu, domnule, nu sunt elementele astea unul lângă altul, sunt puse separat și o să mai apare elemente. Și așa mai departe. Tot ce a venit și a contrazis ceva foarte știut și concret până la momentul ăla, a fost foarte greu primit. Respins la început cu hotărâre. Nu uitați că la începutul secolului s-a spus așa, orice corp viu aflat într-un vehicul la peste 30 de km la oră moare. Și asta spuneau academicienii de la Academia de Medicină. Deci dacă te sui într-un vehicul care merge cu peste 30 de km la oră, ești într-un mare pericol, vei muri. Păi se merge și cu 300 de km astăzi fără probleme, în trenul și așa mai departe, mii de kilometri. Deci, atenție! Suntem într-un paleolitic pentru că încercăm să înțelegem cu concepția noastră actuală un sistem care este mult mai complex. Spunea nu știu care dintre ăștia mari din informatică, dacă ar fi să facem un laptop care să fie de puterea creierului omenesc, probabil că ar fi mai mare decât piramida lui Cheops. Ceea ce este extraordinar de important. Și încă o dată, nu așa se produc. Eu când am ajuns în Franța, am plecat din România, unde nu prea se discuta, deși noi eram prieteni cu chinezii pe vremea aia, despre acupunctură și despre meridiane. Da, meridiane. Păi și am ajuns în Franța, unde era o chestie care era ok și era în datele problemei. Păi, doamnelor și domnilor, cum poți să vorbești despre o fântână? Vă dau un exemplu foarte clar, în care spui, uite, apa crește, apa scade, apa se tulbură și vine cineva și spune, nu vă spărați, domnul, la 30 de metri curge Dunărea. Păi atunci orice semnificație a ceea ce se întâmplă